Muzeul Mitropoliei Clujului a fost ieri seară gazda lansării în limba germană a volumului Spovedanie și Comuniune, semnat de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Evenimentul editorial s-a desfășurat în cadrul serilor culturale organizate de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Scrisă de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, cartea pune în evidență practica îndrumării duhovnicești în tradiția ortodoxă. Lansarea versiunii germane a volumului a reunit numeroși clerici, teologi, oameni de cultură, autorități civile și militare, studenți clujeni, precum și o delegație din Germania. Preocuparea aceasta cu spovedania și comuniunea rămâne valabilă tocmai pentru faptul că trecem repede. Trecem foarte repede. Acum nu am de gând să fac un curs de spiritualitate, dar voi sublinia faptul că totuși viețile noi oamenii suntem tare vulnerabili și ne prăbușim și cădem și americăm și atunci în această luptă cu păcatul, cu răul, e nevoie să fim sprijiniți. Și unele lucruri legate de felul în care depășim situațiile de criză, le-am cumprins și în această carte, Spovedania și Comuniunea. Când păcătuim, ne prăbușim și se strică comuniunea noastră și cu Dumnezeu și cu oamenii. Când ne povedim, când ne pocăim, se reface comuniunea noastră. Zic că nu vreau să fac un curs de spiritualitate acum, dar pocăința ar trebui să fie luată foarte, foarte în serios, mai ales în aceste vremuri. Ziceam în carte și mai repet o dată, pocăința are și un aspect de moment. Momentul în care ne spovedim, ne simțim ușor. Pentru că zice Sfântul Ioan Damaschinul că pocăința este întoarcerea de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Această carte este, zic, nu ușor de parcurs și pentru informațiile multe, dar și pentru citările multe care există acolo, însă, pe de altă parte, este la îndemână tocmai pentru structura aceasta clară. Și când stai cu cartea în față, într-un fel, intuiești ceea ce trebuie să urmeze, pentru că vine de la sine. E partea, să zicem, foarte frumoasă și care face din ea nu doar un manual de școală sau o teză, cum pomenea Părintele Decan, un volum de cercetare, efectiv, ci până la urmă un volum care să te orienteze, să te așeze bine și apoi să te orienteze pe drum. Și de aceea, într-un fel, dacă este să te orienteze, îți lasă spațiu și ca să te oprești atunci când te obosești, nu? Citești puțin, apoi dacă ți se pare greu sau prea greu de urmărit, atunci te odihnești puțin și peste o vreme o iei și continui și în felul acesta îți împlinești o călătorie pe care ți-o dorești să fie frumoasă. Așa că a adăuga acest volum traducerii în limba engleză, nu, bineînțeles, față de textul original în limba română, este un câștig, zicem, deosebit. Face cunoscut așadar Duhul Ortodox sau ceea ce trăim noi și înțelegerea noastră. Dar zic, pentru faptul că este o lucrare structurată, cred că și accesibilă și, într-un fel, se suprapune bine peste felul de a fi al occidentalului și, zic, mai ales al celui care trăiește în Germania, așa cum știm noi, o minte ordonată, o minte organizată, care are nevoie de puncte de sprijin. Pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă și pentru comunitatea academică din Cluj-Napoca a fost un moment deosebit. Lansarea ediției volumului înalt preasfințitului Spovedanie și Comuniune în limba germană în spațiul românesc. În spațiul german a fost lansat cu alt prilej. În 2012 a avut loc lansarea și în limba engleză. Au fost mai mulți vorbitori. Foarte interesant a fost discursul Părintelui profesor Dr. Jürgen Henkel, traducătorul, care a și evaluat, dânsul a realizat o teză de doctorat despre Părintele Stăniloae și a evaluat, a considerat că cercetarea aceasta tradusă în limba germană este una din cele mai valoroase publicații de după 1989 din România. Această carte pentru mine este una dintre cele mai importante opere din teologia ortodoxă română după 1989 și a fost foarte important să
facem accesibilă această carte la spațiul teologic de limba germană, deci și pentru Germania, Austria și Elveția. În seria noastră de cărți, Deutsch-Rumänische Theologische Bibliothek, deci ediție de teologică română-germană, seria de cărți, introducem mai multe cărți din anvergură mare și ne bucurăm că am putut publica și în seria noastră această carte. A fost un mare eveniment pentru noi, și lansarea în Germania și lansarea acum aici, și ne bucurăm, deci când avem așa un contact frumos cu teologia ortodoxă, este foarte important să fie cunoscut teologia ortodoxă în spațiul german și în spațiul de apus. Manifestarea de seara trecută a fost completată cu un moment muzical susținut de corul de cameră Psalmodia Transilvanica al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Versiunea în limba germană a volumului Spovedanie și Comuniune al înalt preasfințitului părinte Andrei a apărut în anul 2021 în Germania, la München și Nuremberg, după varianta în limba engleză lansată în 2012.